Ce îmi place mie că sunt șoferi din ăștia de Uber super proști, frate, care acceptă cursa, dar pe urmă nu onorează, se duc ca nebunii sau stau undeva, așteaptă să dai tu canceled, astfel încât atunci când dai cancel să plătești un cancellation fee, doar că eu am făcut combinația ăsta, l-am chemat, omul s-a primat pe aici, bine, nu băiatul pe care îl vedeți acolo lângă mine, și îl las pe ăla să meargă pe aici, nu știu, undeva la vreo 500 de metri, îl las, aștepte ca prostul, iar eu între timp am luat un alt, cum îi zice, autotaxi de pe stradă care mă oferă același preț. Deci băiatul ăsta mi-a oferit mie un preț mai bun decât plăteam la taxi, pentru că eu în mod normal am chemat Uber din ăsta, cum îi zice, tuk-tuk, ce costa undeva la 380, iar taxiul era undeva la 500 și băiatul ăsta mi-a spus 500, am negociat cu el la 400, dar până la urmă o să-i dau 700 pentru că a fost de treabă. Ok, deci ce se întâmplă? Plecăm din Colombo astăzi, am stat doar 3 zile, dar nu am vizitat absolut nimic, am stat și am meditat în continuu și am făcut un plan din ăsta, un itinerariu pe care o să încercăm să-l respectăm. Uitați-vă și eu cum arată pe aici, acum îmi pare rău că nu am acordat măcar o zi zonei astea, pentru că arată super interesant. Așa, și mergem către sudul țării pentru că vreau plajă, frate. Deci m-am învățat foarte prost Indonezia și Bali. M-am învățat foarte, foarte, foarte prost. Vreau plajă, nu mai vreau orașe sau, nu știu, cel puțin niciun caz oraș din ăsta atât de urât precum e Colombo, din câte văd eu acum. Suntem la Railway Station, iar în videoul de astăzi o să vedeți cum ajung eu de aici, în sud, la o plajă care se numește Mirisa sau Marisa, ceva de genul ăsta. Trebuie să luăm tren, trebuie să vedem de unde luăm trenul și să vedem cum arată trenurile aici în Sri Lanka. Deja arată foarte ciudat în comparație cu cum îi zice, cu train station-ul pe care, ultimul train station pe care l-am atât aici pe canal, așa nume cel din Taiwan. E mult mai local așa, clădirea asta e foarte interesantă, foarte veche. Foarte mulți oameni, cum am coborât taxi, au sărit ăștia pe mine. E mega interesant. Sunt foarte curios să văd dacă ăștia să-mi schimbe, să-mi dereze la 5.000. Pentru că biletul pe care vreau să-l iau e 300. Și din câte vedeți aici, pot să cumpăr doar la clasa a doua. Aș fi cumpărat și la clasa a întâi, dar nu se poate. Bă, ne-am întors în România, sunteți nebuni? Ce aveți, mă, deci cum arată gara asta? Uitați-vă și voi. Acolo sus e o cioară. Și nu e singura. Mai sunt și în partea aia vreo două, mai sunt și în partea aia vreo două, încolo, așa, pe peste tot, frate, sunt ciori. Super, super dubios, deci ăștia chiar că sunt cu 1000 de ani înaintea României, frate, deci după cum arată la ei, cu 1000 de ani. Și acum trebuie să vedem unde e ăla, acum ce platforma pe care o caut eu, pentru că nu mi-a zis nimeni, n-a zis, bă, du-te la 2, la 3, la 4, oricum nu sunt afișaje. Uitați-vă aici. Deci afișajele, teoretic, ar trebui să fie canalele astea din față, nu? Cum e ala. Nu, frate, n-are nicio treabă, ia să vedem, poate ăsta merge. Ăsta nu, Railway TV. One hot dog. One this. Please come in. Locuri pentru ăsta, pentru cum zice, pentru tren, nu erau. Este, cred că, unreserved seat. Ceea ce înseamnă că va trebui să mă bat cu ea pe acolo, frate, pe locuri. Mie mi se pare super ciudată treaba asta. Și nu sunt genul care se îmbulzează, că mi-e face frumos în locul meu să stau liniștit, știți? Da. Mi-a dat aici niște prostii, nu mi-era foame. Am zis că, bă, dacă tot suntem la gară, trebuie să cumpărăm ceva. Niște căcaturi. E interesant tot. Super cald, pute, foarte mulți oameni. Dar, asta e. Matara? No, not this one. Anybody? Not this one? Okay. Deci nu e asta trenul meu. Stai că mă știu să-mi greșe, frate. Altul e tren. Da. E, și fiți atenți care e haosul care se creează aici, frate. Ce ai, mă? Ai clasa 1, clasa 2 aici.
Deci asta e problema, că nu poți să intri la clasa întâi. Mamă, frate, ce aici, ești nebun. La urmă am abuzat și ne-am băgat aici, exact la clasa întâi. Nu cred că o să ne lase ăștia să stăm, dar nu contează, luăm aici un loc de ăsta. Mamă, ce bine e la clasa întâi, dar nu se pot lua bilete, frate. Nici dacă mergi cu nașul. Da, sorry. Chiar sunt foarte, foarte curios să văd dacă ne lasă ăștia. Ideea este că am avut puțin noroc, pentru că aici, în zona asta în care stăm, în burduful acesta nu mai e nimeni. A venit conductorul și l-a luat afară pe un localnic, cred că l-a trimis la clasa a doua. Și am încercat eu să-l întreb, domne, dacă plătesc ceva, dau ceva în plus sau plătesc diferența până la bilet, mă lăsați să mă la clasa întâi? Crezi că nu, că nu se poate, că totul este ocupat, dar a zâmbit așa puțin. Hai frate, îți dau ceva, nu contează. Și a zis că vine mai încolo. M-a întrebat unde merg, am spus până unde merg, merg destul de mult, vreo 140 de kilometri. Să vedem, poate avem noroc. A venit domnul ăsta, care e conductorul, cred, și ne-a zis că nu putem să stăm acolo în burduful ăsta de aici. Și ne-a trimis în partea asta, frate. But there is absolutely no way for us to fit in there, like... Vedeți-vă și voi ce e acolo. Unde dracu să te bagi acolo? Așadar, o să stăm aici. Că altă variantă n-avem, din păcate. Și ce cred că o să fac? Cred că o să mă opresc la prima stație și o să iau un taxi ceva, frate, deci asta o să fac. Și am de mers mult, deci zic că ajung undeva în vreo 3 ore, dar după cum se mișcă trenul ăsta, cred că ajung în 4 ore. Și în așa că deja nici nu vezi nimic. Nu pot să mă mut ca să vă arăt ceva, să filmez. Și nici nu pot să faci upgrade la bilet aici, deci asta mi se pare... Super geată, așa stăm aici, pe burduful ăsta, fii de spus, se mișcă. Să vă arăt, să vedeți cum e la baie aici. Am făcut acum aici o oprire, nu știu unde, într-o haltă ceva. Am vorbit cu băiatul de acolo care conductorul și a zis, domne, plătim un plus, nu știu, și a zis că nu se poate pentru că e ăsta plin, știți? Și dacă e plină, ce să faci? Dar așa arată bine, adică zona asta de aici, din partea clasa 1, e foarte mișto. Apoi spun de ce-ți desă, mă, că stricăm tot. Deci acum a fost prima oprire și oameni nu coboară, sunt alții noi care vin dacă vine să creze așa ceva. Mamă, deci vreau să mă duc la asta, să vorbesc cu ei fără să-i zic că îi dau 20-30 de dolari să mă lase să stau la... Să mă lase că mi-a dat. Do you want to get out? Da, mă, deci eu nu pot să stau, frate, în condițiile astea. Mai sunt încă vreo 2 ore și 30 de minute și am luat decizia să opresc aici, la prima stație. Cum merg ăștia? Hai să închidem ușa, să nu fim chiar țărani. Și am oprit frumos în primul oraș, despre care nu știu nimic. Abar n-am dacă e oraș, abar n-am ce e aici. Și o să încercăm acum să facem o combinație. Uitați cum ești, de exemplu, asta cred că este clasa a treia, pentru că au clasa a întâi, clasa a doua și clasa a treia. Uite să vezi cum ești, frate. Ce ai, mă? Asta, problema, erau doi băieți foarte simpatici din... Unde erau, mă? Din Finlanda. Și vorbeam despre călătorit, în general, și cum e cu călătoritul. Și le spuneam că, frate, poate acum 4 ani de zile sau 3 ani de zile, mi s-ar fi părut interesant să merg 3 ore și ceva cu ăsta, dar acum nu mi se mai pare. Nu mai am aceeași libertate, nu mai am aceeași flexibilitate, asta e adevărat, nu mai am chef, știți? Să stau în situații de genul ăsta.
uitați-vă la trenul ăsta cum arată. Cu ăsta ar fi fost interesant de mers. Da, ăsta e la alt nivel, ești nebun. Ba, e lăsați că pleacă trenul. Da, asta cred că e clasa a treia. Este ora 15:42 de minute, iar eu ar fi trebuit să ajung la destinație la ora 6:10 sau 6, deci încă 2:30 să stau acolo, frate. Era de treabă ăsta cum zice conductorul, i-am zis, domne, uite, sau controlul, cum îi spune, controlul cred că era. Mi-a zis, domne, nu, n-am cum, am încercat să-i dau bani, am încercat să dau aproape 3.000. 3.000 înseamnă, nu știu, 30 de dolari? Nu știu cât e, sorry. Și acum o să încercăm să facem o combinație, dacă găsim un bilet la clasa 1. Oh, nu, am un buy tickets? There, ok. Nu știu, eu nu știu, nu mă trimitea ăla. For Mirisa. I know. Tuk-tuk from here. Can I explain? Come. No, tell me how much. I want to know. To where? To Mirisa. Natural land, you can see the sightseeing if you want, and I can stop you there. What do you want?